Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Am intrat pe server, eu sunt Oic și astăzi o să vorbim niște chestii. Așa, bun, ia să vedem. Stai să-l dezactiv. Vezi? Sound muted. Taci, mai face? Nu mai face. Gata, e bine. Da, am băgat un gen bonus atunci când se fac 7, 8 și 900, se dă ceva gen, uite, la 1450 ca și 4 RP-uri, da? Dar doar în primul moment al zilei, gen, știi? Adică doar 1000 din 1000, nice, la 12 dimineața, cum ar fi. Doar prima dată, știi? Adică prima, după, adică dacă gen scadă acum se face 1000 din 1000, nu o să dă iar, o dată în zi, da? Bun, vspawn 411. Vspawn 411. Bine, hai să facem CV. Vreți să facem CV? Ce să facem 60? Ce să facem CV? Să facem CV, ia să vedem. Quests. Făină. Pizza trezează pe cea mai înaltă clădire din orașul San Fierro. Man, that's pretty easy. Cât e covorul? Ver name Dodo. Spawn 593. Dă timpul la mea că mi-a luat covorul. Stai, unde? Cum îl control? Am avut și covor. Vspawn 593. Hai, dă timpul la mea. Nu! 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 Ce covor prost, sigur nu i-a luat Aladin. Dă-te, mă, tancur, urc! Așa, dracu! Cea mai înaltă clădire se... Băi, coaie! Nu, 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 nu! Futu-s gura! Da, mă, că n-am băbuit, fă-vă! Stai, mă, frate! Stai, mă, că n-am permis de covor! N-am permis de covor, mă, că ți-aș gura ta! Coaie, nu merge, sunt părți! Bullet. Vspawn 541, nu 542. Cred că e modul meu preferat ăsta de bullet. Dintre mașini. Mai ai și Lamborghini, dar depinde ce culoare și adică nu mereu sunt mișto. Da, 1000 din 1000 pe server, dragilor, pe serverul Phantom. Vând s-a închis lui Yatier. Da, e corect, am greșit, am crezut că la mișto că n-am stic Y-ul ăla. I-a șters mesajul lui Hicup. Da, îmi puneți un ad la CNN. Să nu aveți semne întrebare, să nu aveți litere mari, cap sau semne de astea, cum a scris ăsta, în verdul stăm, să moară ăta. Știi, fără chestii de astea, da? Dacă vreți să vă vi se lase anunțul pe server, pentru că oricum nu o să... Respect, frate. Să moară, băieți. Bravo. Da! Admin, ia să vedem. O, admin level 7, dar vai! Ce se întâmplă? Al cui o fi acest server? Acest server impresionant, 1000 de playeri și toate cele, nu... Dar vai, vai, ce se întâmplă? Al cui fi acest Audi super frumos? Climă bizonică, Audi concert, volan în piele și toate cele. Ia uite, ăla iar a pus 30, next I warn. Ești prost, nu vezi că ți se șterge anunțul și probabil ți se dă și motiv. Poate. De ce ai pune anunț cu HR30? Fără căcate, tm, semne în ad. Nu ești pe mes. Zici că dai mas pe mes, știi cum erau înainte, de-alea, statusuri de-alea. Fără mine ești în capa semne, pac. Sunt o pușic. Și dalea, știi cum erau pe mes în, acum mulți ani. Mulți ani. Mamă, ce vremuri. Nu! Dar te-mi puneam, că n-am dat cu mașina în apă. Un prieten a zis că nu se mai apucă, stă prea mult la connect. Bine. Adă de nos. Da, și lumea, adică lumea, nu știu dacă unii zi la mișto sau unii cred că chiar vorbesc serios, zic că avem boți pe server. Spec 0, da, 0 e primul ID. Bot. 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 Avem boți băgați prin apă, cu skill, cu ore jucate, cu... acu e casa asta!
Gutul 7. Pariu că e casa lui Swada, fac pe oricât. Hai să-mi pun aici un mark. Gutul, jur, deci asta n-are a cui să fie decât alu So. Sau alu Prăsăcel. Alu Sniped? Aaa, corect. Câți tranți are? Tot 130! 130 de renteri cu 2K rentul. No, man. Coaie, ăsta face? Deci 25K la 10, 250K la 100 pe oră. Și cu aia la 30 face undeva la 280K pe oră. Ori 10. Coaie, ăsta face 3K pe zi. Pe zi, gen când are 1000 serverul, când are ața tenanți. Coaie, ești prost? Asta e casa lui Sniper, du-te, drecu. Da, ascundem boții în casa adminului 3, că unde e loc mai bun? Nu, doar nu se ascunzi pe Ciliad, pe Subap, pe unde se mai ascund boții? Nu, ascundem în casa ownerului, ce ai? În casa adminului 3. Da, nu mă, n-avem boții, îți dai seama. Uite, dacă mai avea boții acum, da, probabil. Boți. Poate mulți habar, nu știu ce e. Sunt niște jucători falși, ceva gen, și se bagă cu niște programe, ceva de genul. Da? Credeți-mă, am avut perioade și când am avut 600 seara, dar n-am recurs la chestii de-astea. Am avut perioade mai slabe, da, și n-am recurs la chestii de-astea. De ce am face-o acum, da? Nu știu, probabil... Numărul de playeri sunt datorită update-urilor din ultimul timp, ăsta cu quest-ul, ăsta cu roata, job-ului nou, la fermă, apropo, nu știu cât ți-ați văzut, dar la Goto Job, dacă te duci la Trebar? Și job? E job? Work? Nu trebuie să mai stai 2 minute, dar am considerat că e foarte, foarte plictisitor să... Adădă-n-o să-mi pun os pe tractor, că trebuie să mă vadă civilii că am n-os, că să mă dau șmecherul ăsta unor. Cunoați, mi-am pus... Credeam că nu e așa multă lume pe aici, că nu mă vede nimeni, dar... Da. Și dacă veți în dreapta jos, muncești încă 20 de secunde, da? Și atunci... Pentru ce să te mai fuți pe câmp 2 minute? Era foarte, foarte plictisitor. Așa că am băgat doar 30 de secunde, very easy. Am dat, deci am venit pe acolo, m-am întors. De ce pula mea, vă arăt așa, nu înțeleg. M-am întors și, bam, am luat, hai, trebuie să am peste 25 la oră ca să mi se pună, hai. Și mi-a dat făină, nu scrie câtă făină, chestia asta a fost făcută de mine. La începutul serverului, le-am spus, bă, Xenon, nu pune câtă făină să apară. O să afle la... fast food, da, că poate mulți se omoară, că nu le convine să... Sau nu știu. Mă rog, nici nu era ceva gen pe un kilogram de făină să-ți dea atât, știi? Și mulți dădeau pe nu. Am luat 30 de făină, de ce nu dă 30K? Trebuia să le spui la toți, păi știi că un kilogram de făină nu e un milion. Și mai bine a zis, bă, lasă, nu le arăta și când se duce să vândă, le apară acolo. Deci, să întrebe dus. Bun. Hai să vedem. 22K, da? Seta, oache, skin 2... Ce pula se aude? Mă rog. Da, bine. Climax VIP. Goto Race. Ce? Ia să vedem cineva la race. Nu e nimeni la race, man, de ce? Participă? Ah, este deja pus în desfăs. Desfășurare. Răi, frate. Ia să vedem cu clanul. Îi dau capa slash clan members. Ia să vedem cine a fost activ. Cine a fost activ? Zer Xpido. Hai să mai lăsăm totuși că poate zic ăștia că nu e el. Xpido e un... Opa, pingu. 3 cam 12 zile, aut. Xpido e un citar. Asta e cuvântul care pe care nu care îl definește. Citar. El nu scrie niciodată cheat.
dau cuciți. Ăsta e cuvântul lui, da? Deci dacă vedeți vreun server din România spart de ăsta, fantomă, ca al nostru așa, vreun server spart de asta și vedeți Leșano dau cuciți sau ceva care conține cuvântul cheats, XP2 a fost, da? Servatul mă cam, da. Casper, pâng, Casper înseamnă fantomă, cred, sau... Că, de fapt, nu, ghost, e ghost. Pentru ăștia fraieri care nu știți engleză. Ghost înseamnă fantomă, da? Și atunci, ce super, era fantomă din desenarea... De ce tai din silabe? De ce zic, era fantomă din desenarea? Era fantoma aceea din desenele animate pentru copiii sub 25 de ani. Frate, eu, până acum 2-3 ani s-a uitat la desene și are 21. Și eu mă jucam Metin, îmi punea aia farma în V4 și frate, nu s-a uitat la desene. Bine. Dacă am zis mui la un player, iau oară să mut. Dacă cel player îți face camație, e posibil să fii sancționat. Păi, sigur, o să fii sancționat, că nu zici din capul tău muie pe server. Da, ok, guys, so we gonna make some gotoslvfish. Așa, frate. Asta e atitudine. Hai să dăm rank up în clan. A, dar le-a dat pe răsăcel. Răsăcel e lider, să fie pe de, cred că e cel mai vechi lider. Are, ia să vedem, slash, da, nu am acces la members, trebuie să mă uit în panel oricum, flybot. Da, ce voiam să vă mai zic? Voiam să mai laud așa cu reușita faptului că mulți zic suferințe sau nu știu cum să le numesc. Eu aș zice mândrie, nu știu. Sunt mândru de faptul că suntem cel mai popular server din România. Cel mai populat, nu cel mai popular. Pentru că probabil mai mulți au auzit de alte servere, da, decât de Robine Frit. Bă, că nu așa că aer condiționat bani YouTube, da. De fapt, mi-am vândut o baionetă Doppler și... Nu, un butterfly și pâncă un cuțit. Nu mai știu de care. Chiar așa mi-a luat aer condiționat. Mi-am vândut baioneta Doppler. Am avut o baionetă Doppler Face-ul era. Am luat 280 de euro pe ea. O pe skins, taxe, multe. Am luat, cred că 100 și ceva, aproape 200. Da, recunosc, așa mi-a cumpărat aer condiționat. Dacă contează, pula mea. Bine, nu trebuie să spun detaliile astea. Oricum voi muriți de cald. Dar hei, pe server te poți răcori pe timp de căldură. Dacă ai 30 de grizi pe server și se face aici 100%, poți să te răcorești. Cum? Aruncându-te în apă! 6-7-5. Hai, răcorește-te și mai mult. Please, răcorește-te. Nu mai bagi listen news. Răcorește-te. Nu vrea să se mai răcorească. Probabil e apa destul de caldă. O să mergem la un bar. Go to LS Fly mod, pentru că suntem admin 7, serverul nostru și facem ce vrem pe el, glumesc. Glumesc, normal, nu mi-am dat niciodată bani. Mi-am dat toată un dolar, ca să vă arăt. Cumpărăm băutură și luăm o bere. 0 grade, gata, mamă, ești nebun. Nu duce mult ăsta, mă, o bere și s-a răcorit. Mă, ce pula mea a făcut ăștia, mă, divegana, oache 38. De unde are la premium? Idonul 3.0. Ah, pardon! Nu este un server... Ce-am făcut? Am dat flame-ul sau slash flame? Nu este un server de donații, quests... Stai, pardon. Quests-urile pe care termin îți dă puncte premium! În funcție de orele tale jucate poți ajunge și până la 10 puncte premium pe quest. Da, pe quest. Dar hei, mai ai și roata de la Special Quest, trebuie doar să obții cele 30 de obiecte de pe barcă și poți obține puncte premium! Da, doar de cum te pe plaja din Nesu și dai start. Lei pe alea ce sunt alea, ce sunt... Lei pe alea ce sunt alea, pe mapă, verzi, la voi galbene că eu am moduri și obții puncte premium, mă rog, e o șansă. Server de făcut bani, ce are. Știe Leon ăla cel mai bine că e server de... Fac cu bani, să facem bani.
Ne îmbogățim. Salut, vreau să cumpăr cu o premium. Păi, nu sunt plăți active. Bă, uite, dar mai sufer mă mult cu chestia asta, că n-ai plăți active pe server, te mai lauzi mult că n-ai făcut serverul pentru bani. Hai, ții minte când am făcut serverul, când lucram la server, îmi pare rău că am șters clipurile, aveam momente când lucram la server și până să-mi înregistrat, zic, astea o să le fac publice peste luni de zile când serverul va merge. Cum ne înjuram noi pe aici, băgă-mi aici pula măta Webstere, ți-am spus că nu-i bine să punem HU-ul la NR aici. Bă, tu ce ne înjuram, deci pe o mașină de NR, unde să o punem? Hai să vă arăt. Hai să vă arăt. Uite, chiar aici, parcă văd, parcă-l văd, uite, a, stai. Aici. Aici, da, la HU de Danner. Bă, parcă ieri stăteam aici cu... cu Sniped. Nu pot să intru că e blocat. Și zicea Sniped, bă! Și a zis Webster că, bă, hai să punem aici în spate. Unde mai aici în spate? Uite aici și făcea Sniped. Bă, coaie, tu vezi cât ai de mers în pula mea, ia uite. Până te duci să iei mașină, de ce era gen... De fapt, hai că merg așa. Re. Până te duci genia, uite, mergi, 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 până aici să iei mașină, nu băgăm ești pula, nu, bă, nu mă că e departe, vrei un ziar? Adevărul, da. It's what the fuck. Noi online. N-am. Da, și ții minte cum ne certam că nu-l punem bă aici, nu bă Webstere. Nu-l punem bă Webstere aici. Și am zis, bine mă, până la urmă, hai că-l punem aici, dar mai punem și niște vanuri de astea de NR și aici în față. Băi, coaie, cum puneam să pui în față, că mergi pe drum, faci job, te plimbi și vezi astea parcate aici afară. Da, las mă că decât să dai în spate sau de astea. Na, și așa a rămas, da, și lumea spune că, băi, intră jucătorii la Payday ca să ia Payday-ul și după aia iasă, că e quest-ul ăla, știi, care îți trebuie Payday-uri ca să dai la rol, știi, la slash rol. Uite, la 6 ore luate la Payday, nu ore jucate, știi, și lumea intră la Payday și iasă. Da, poftim, uite, s-a dat Payday-ul că spune, era 1000, ok. Mamă, ce suferă ăsta cu serverul lui de căcat deschis pentru donații. Da, plățile, să vedem, săptămâna asta. Așa zic mereu. N-am făcut nimic interesant în clipul ăsta, știu. Știu, n-am făcut nimic, dar... Da, așa că vă place de mine. Bă, să-i trăiți voi, dacă nu mă iubiți. Lăsați-mi un comentariu... Încep să plâng. Lăsați-mi un comentariu... Cu ce vreți voi? Un comentariu de bine, vreau să mă bucur când citim comentariile. Te iubesc, Oache. Oache, mulțumesc că faci YouTube. Auzi, dacă n-ai fi tu, aș fi obligat să mă uit la istoria porcului pe Crash, pe Clash Royale. Dacă n-ai fi tu, aș fi... ar trebui să mă uit pe YouTube la istoria porcului pe Clash Royale. Și să știu cum anume s-a urcat Hog Rider-ul. Hog Rider, că îi zice la tot. Cum s-a urcat războinicul pe porc și de ce. O să mă ajute foarte mult în viață. La fel... cum ar trebui să știu de ce e HP-ul de la NR aici și de ce e garajul în spate, la fel de mult o să mă ajute. Dar știi ce? Măcar aici. Stai super spus. Măcar la noi înveți moralitate, caterincă, omenie. Să-mi bat pula, are unul bandito de vânzare, it bandito, dă-mi-l, bandito, goto 32. Salt, ci... Bandito, băgame, șpâlă-n tână. Au, stai bandito, mă, nu întrebem, mă, mi-aduce aminte de... Stai să-mi pun iar muzică. Mi-aduce aminte de mașina din Battlegrounds, no. Na, n-am nev, dă-i drumul. Au, aici îmi dai rom, un invite, da, pe vârf. Bine. Bine. Lumea zice că de ce joci Samp și GTA 5? Alți youtuberi îmi spun. De ce joci Oache Samp și nu GTA 5? De ce? De ce joc Samp și nu GTA 5? De ce? De ce oare joc Samp și nu GTA 5? Pentru că Sampul e... mai... distractiv!
Bravo! Pentru toți youtuberii din lumea asta care mă întreabă de ce joc Samp sau de ce nu joc GTA 5 sau fă GTA 5 că Samp-ul e de căcat. Samp-ul e mai distractiv. Nu joc ceva pentru grafică, nu mă interesează că iarba asta nu se mișcă și nu scutură vântul când bate în ea ca pe GTA 5. Nu mă interesează că stâlpul ăsta de căcat îl pot pica cu o armă de 50 de kilograme care are gloanțe. Unde pula mea sunt gloanțele la arma asta? Nu mă interesează. Nu mă interesează că mașina de înghețată are o pulă pe ea desenată din frișcă și uite-o, uite, mâncați-și gura, Samp. Nu-mi pasă că lumea nu are nume ca pe GTA 5 Gamer HGX Mueller 193 sau alte nume de astea. Pe mine mă interesează când dau tab să văd nume Cașcaval JR. Pe mine mă interesează când dau tab pe server să văd Mafia for the win. Să văd what the fuck. It's what the fuck. Ia uite-l mă, e online, ia să vedem ce face Spectre 6. Cred că este atunci că e online de mult timp. Aaa, aha, tataie. Ce faceți copiii moșului? Ai văzut, dacă știți. Pe mine mă interesează când dau tab să-l văd pe Andrei Sabie 300 alături de Mai dă-mi un nume. Mai dă-mi un nume, futu-s tabu, măti. Hai, știu că poți să mai îmi dai un nume. Să-l văd pe Cruz Braț. Asta e de pe T4. Da. Mă rog, ați înțeles ideea. Să-l văd pe Grătar 2, să văd. De asta joc Samp. O să fac un clip special, Samp versus GTA 5. Ne vedem la data viitoare, eu am fost o imersi de vizionare, v-am țucat. Da, pentru că acest vlog este deja fumat, venea la bădea bădea bădea. Salut Shelly, mă joc, eu sunt away, mă joc Samp pentru că e mai distractiv decât GTA 5. Nu joc pentru grafică. Niciun jucător profesionist nu joacă CSGO pentru grafic. Eu sunt away. Ăla cu Samp. V-am țucat.